Mi-a bine, mi-e frică de unul. Mi-e frică de care nu cam măcar. Poți să-mi arăți care sunt purtător de vorbe și de microfon, aș vrea. Ia să mă îndepărtez. Nu să mă văd neapărat la televizor, dar să ne vedem cu toții. A spus domnul primar de nevoia de cultură. De unde a pornit această acțiune? În urmă cu mai mulți ani m-am gândit, încercând un sentiment deloc secund, când comparam frumusețile existente în comuna mea, natală, adică Cașin, cu cele ale vecinii de la Miază Zi, adică comuna Mănăstirea Cașin, în care ne aflăm astăzi și în care ieri ați văzut minunățile dăruite de Dumnezeu acestei localități. De la acel sentiment secund, care nu este întotdeauna vinovat, dar am încercat să fac câte ceva pentru localitatea mea natală. Tocmai pentru cumva să mă apropii de ceea ce am zis că există în comuna Mănăstirea Cașin. Se pare că am reușit câte ceva. Am readus în memoria satului și mai apoi a altora care au vrut să audă câte ceva despre o minunată lucrare țărănească, poarta de lemn cu trei stâlpi și acoperiș. Tot cam atunci, în evidentă colaborare cu administrația locală, speță domnul primar Daniel Soroi și doamna viceprimar Gabriela Ficoacă, care este aici, ne-am gândit că nu ne ajunge și s-a pornit acea paradă a căruțelor cu copiltiri, specifică ocupații de bază a satului Cașin și ni s-a întărit mai apoi sentimentul că e unică în România. Prietenii fericite pentru noi cu Marele Vasile Alexandri, care a și publicat-o. Anul trecut, la ediția de anul trecut, când l-am informat pe domnul primar din Mănăstirea Cașin, cam târziu e adevărat, nu era clar nici pentru mine ce se întâmplă. Și știți ce sentiment a mărturisit când i-am zis că vreau să mă deplasez în acel punct și să încerc să introduc un element de fizică în atâta filozofia ce ne arată nouă balada populară în Ivărița. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, de autoritățile din Cașin, atât cele lumești cât și cele ecleziastice, de pe Valea Cașinului, din comuna Cașin, Mănăstirea Cașin și Protoieria Lumești. În primul rând, înainte de a începe propriu zis lucrările, aș vrea să vă invit și pe celălalt domn primar, gazda noastră, de pe Valea Cașinului. Domn primar din comuna Cașin, să ne spună câteva cuvinte. I-am dat un mandat pentru Muzeul din Bran, pe care l-am îndeplinit. Uite cum se leagă culoarele între ele. Bacău a venit pe urmele lui Iulian Antonescu, făcând lucruri foarte bune, iar în Comisia Națională pentru Patrimoniul Imaterial de asemenea. Suntem între primari aici la masa asta. Nu e comod între primari. Astăzi e bine și e bine pentru mine. Primarii sunt cei care stau în fruntea oștilor. Depinde foarte mult în mandatele dânșilor de ce se petrece într-o comunitate. Noi moștenii suntem beneficiarii a ceea ce au făcut alții înaintea noastră. Mult înaintea noastră, unii. Și aproape de noi, alții.
E o moștenire pe care o acceptăm. Uneori nici nu o dorim, pentru că e greu. Să ai multe monumente într-o localitate înseamnă răspundere, înseamnă proiecte, înseamnă cheltuieli. Să ai situri arheologice înseamnă să umbli după arheologi, să sape, să-i suporți, să ai monumente de for public, cum sunt în această frumoasă vale și tristă vale în același timp, poate una dintre cele mai triste păi din România, ca memorie, înseamnă să le îngrijești astfel, încât ai tăi să simtă că pe valea asta au murit ai lor. Acest triunghi a morții aproape, Mărășești-o-i Tuzi și mergem spre Focșani, au murit peste 150.000 de tineri. Plecați de acasă, tați, feciori, cu neamurile îndurerate după primul război mondial. A pune pe seama lor o lacrimă, pe seama celor care au făcut România mare, prin sacrificiul lor, înseamnă obligație pentru cei care suntem și cei care se vor naște. Și primarii au aici un rol extraordinar. Prin monumente, prin concursuri bisericii, fără de care nu se poate, să țină trează această conștiință că venim de undeva, că suntem ai unui loc, că reprezentăm pe ai noștri, indiferent unde vom merge în lume, unde ne va duce viața, să știm că avem o rădăcină. Este esențial pentru acest. Nici în administrație nu se poate. Dovadă că mai înainte i-am auzit primar și protopop vorbind despre ceea ce este aici acum, bisericile care îi servesc pe oameni. În 1932, Dimitrie Gustu a făcut o instituție, înainte de a face cea mai celebră din instituțiile sale și după ce a făcut un institut în 1919. Instituția Fiii Satului, care s-a proliferat, a murit după al doilea război mondial și se renaște astăzi. Este o formă și ea aici. Mă încuvințează. Este nevoie de această asociere a celor dintr-o localitate, ca ei să spună ce vor, ca ei să simtă ce au, ca ei... Deci un filozof și un poet. Și pe Ion Conea, un geograf. Rezultatul se vede în operele lor. Și la Plaga, și la Conea. Nimeni dintre geografii noștri n-a surprins mai bine relația așezărilor cu relieful, cu mediul înconjurător. Cum anume profilul lor al locuitorilor. Nu în Zadarau s-au așezat aici lucrări. Pentru că s-au simțit ca acasă. Au simțit ceva ce era al lor. Profilul acesta al nostru, al românilor, venind dintr-o matrice țărănească, este evident ceva care caracterizează și ne individualizează chiar și în Balcanii atât de obișnuiți cu elementele de cultură mondială. Și vlahii sunt cu același specific. Avem, cu alte cuvinte, motive să punem obârșea Mioniței și în locurile acestea. Și să o argumentăm ca atare și să o adoptăm ca atare. Să fim mândri de ea, nu și de tragismul Mioniței. Tragismul Mioniței parcă spune ceva despre felul nostru de Câlceavă. Gâlceava, apropo, înseamnă să te doară gâlci. Gâlci de atâta vorbire. Pe mine începe să deja să dea semne ideea aceasta. Deci particip cu toată dragostea, toată bucuria la așa o frumoasă reuniune. Vreau să îi congratulez pe cei care
s-au aplicat asupra ei, au făcut efortul să ne primească, să ne simțim bine și să ne împărtășim în aceste zile impresii care vin din atât de diverse experiențe și locuri. Vă mulțumesc, domnilor primari! Că modelul pe care dumneavoastră l-ați promovat aici va fi un model care va fi preluat și de alții, pentru că oamenii au nevoie să se raporteze la locul de unde vin. Unul este din satul X, altul din Y. Am fost și cu asta și în Chei, anul trecut, la o reuniune UNESCO, pe o vale superbă din Maramureș, așa eu. Doar două figuri au aici ceva care mă împreunătățește să spun ce voi spune imediat. Erau trei primari. Cam 1000 de oameni. Au fost niște programe cu niște priceste, cum se cântă în Maramureș, extraordinare. Nici un om, în afara noastră, care eram domnii, cum au zis țăranii, nu era îmbrăcat decât în costum național. De la la mic până la cel mare. Aduceți-i pe oameni la tradiția lui, măcar în sărbătoare. Mulțumesc! Proiecte de promovare a patrimoniului cultural național și înainte de a intra efectiv în urmări și am făcut la ei acasă și așa cum zice domnul doctor Ion Ghinoiu, avem aici nu o săpânță, nu avem sate să sești sau secuiești, ci avem un sat românesc sincretic. Și profit că domnul Ioan Opriș aici, poate gândim și un proiect la UNESCO pe această temă, deoarece în afară de patrimoniul imaterial și patrimoniul material, mai sunt multe capitole unde noi putem aplica la UNESCO. Și vă mai spun doar o propoziție. Aceste eforturi nu rămân doar în această presărbătoare a Hramului Stămăriei și a Marii Sărbători a Domnului Maicii Domnului, ci eu îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră, comunitățile locale și instituțiile reprezentate aici, dar și cele care ne-au promis că ne vor susține, să depunem un proiect integrat de dezvoltare regională cu parteneri care au mai câștigat astfel de proiecte și, bineînțeles, vor fi alături de noi specialiștii care au fost invitați la această ediție dar și la cele anterioare, dar și cei care nu au putut să vină. Și astfel să putem accesa acești bani europeni care sunt la 0,04% astăzi. Deschid simpozionul național drumul Wingo Dance Suanța la Român, simpozion pe care am rugămintea să-l modereze domnul profesor universitar dr. Ioan Opriș. Însă, pentru început, îl rog pe preacurcericia sa, Părintele Protoileu, să deschidă acest simpozion cu comunicarea lui sale. Vă mulțumesc! Dați-mi voie să vă spun că sunt onorat pentru această frumoasă inițiativă pe care atât Primăria Cașin, cât și Primăria Mănăstirea Cașin, Consiliul Județean și Ministerul și le-a sumat și a căutat în așa fel încât proiectul acesta să fie atât de frumos și bine implementat aici, în mijlocul nostru. Când am lucrat aici la noi, la o biserică, am întrebat meseriașii din Mănăstirea Cașin despre anumite date în ceea ce privește construcția. Și la un moment dat le-am spus că este un lemn acolo care are chiar această denumire de rost.
Și mi-am pus întrebarea de ce trebuie să fie acest lemn pus și unde este așezat. Și am înțeles că de la porțile cășunenilor, a mănăstirenilor, a celor care iubesc frumosul și toate construcțiile de lemn au această, să spunem, inserare sfântă și acest rost binecuvântat. Biserica a adunat în sufletul ei de fiecare dată dragostea dintre un tânăr cioban și o tânără ciobăniță, l-a adunat pe acela care se uita spre cer și spre soarele lucitor și stele flăcrii și lucrările frumoase pe care le aveau brații și și-a unit prietenia prin preoții binecuvântați pe care a avut Vara Cașului de atâtea sute de ani. Apoi și-au botezat copiii în aceste biserici și au urmat să vină și înmormântarea din care i-au făcut o nuntă. Ceea ce se spune în Miorița, distinse domnule ministru și distinse ce oaspeți, este adevărat și noi trăim la Mănăstirea Cașin și în Valea Cașinului. La noi, mormintele sunt atât de frumos îngrijite cu flori și cu suflet, porțile devin porți ale sufletului și ale trecerilor, iar pentru noi toți trecerea este îmbrăcată în mie, în brahramă, în brovoadă, în tulpan și în toate lucrurile acestea frumoase lucrate la noi în zona noastră. Mănăstirea Cașin și Cașinul vă poate spune că aceste tradiții nu au murit. Noi avem o nuntă, să spunem, într-un an care poate să dovedească acest lucru, nu numai una. Eu, ca specialistă, m-am format totuși în Moldova. Am lucrat toată copilăria mea, anii adolescenței, practica în facultate, numai prin Moldova. Dar viața m-a îndreptat spre Gorj și Vâlcea. Această biserică a fost un punct de cotitură pentru mine, deoarece, ca orice tânăr care nu găseam în locul, am avut și momente foarte grele în care m-am întrebat dacă am ales drumul potrivit mie. Dar această pictură cu biserica titorită de Ioan Cușanu, Popescu zis Cușanu, m-a determinat și mi-a dat hotărârea viitoare să rămân în restaurare. Și voi rămâne, să știți, o să vedeți. Bun, această biserică... face parte din categoria bisericilor, unde au început să fie cultori și boierii, boiernașii și bărtafii, ca mai apoi simpli săteni. Este un lucru foarte important, pentru că la această biserică totuși au fost fonduri. Spre 1830-80 deja calitatea picturii scade în bisericile titorite de săteni, pentru că nu aveam suportul financiar. Dar, la acest monument, avem un caz fericit. Mai departe. Din păcate, este prea multă lumină și nu se vede foarte bine. Deci, în programul acestei biserici avem o galerie de pictori de peste 33 de personaje. În partea dreaptă este Ioan Cușanu, urmat de soția sa și apoi preoții și fruntea satului. Dar, foarte interesant, în inscripții se specifică și cei care au fost ocupați cu alergatul. Deci nu cei care au dat bani, care au contribuit financiar sau ceva foarte substanțial, cei care făceau drumețiile, alergătura să rezolve micile probleme. Este un lucru extraordinar. Plecând de la Ticăriște Domnești, să ajungem la cei care erau ocupați cu alergatul. Mai departe. Vătafă Mușianu, soția sa Stana, pe peretele de vest, partea nordică, sunt ei reprezentați, pe partea sudică, sora, așa, da, sora și mama dumnealui. Central, dacă observați acel fragment, are o poveste, aceea de deteriorare. Se spune, și știți de altfel, acum, că
că se îngropau comori în zidurile bisericii. Ei, în această jumătate, aici este după restaurare, în această biserică, de asemenea, s-a verificat acest aspect. Deoarece se spune că Ușianu a îngropat în acest perete o sumă de bani pentru viitor. Este un lucru extraordinar. S-a gândit că în viitor acest monument, monument pentru noi acum, acea ctitorie va avea nevoie de o finanțare, de reparații, de un ceva. Este o viziune extraordinară. Și se spune că Ighe Duca ar fi cel care a făcut început demersurile de cercetare și că ar fi găsit acele sume de bani, aurul respectiv, cu care a făcut niște reparații. Mai departe, ajungem și la Duca imediat. Nu am putut să mă abțin. Îmi pare rău că nu se observă foarte bine fotografia tirată. Este părintele slujit printre schelele noastre. Comunitatea acestui sat, care este la 8 km de Horezu, o comunitate foarte interesantă, încă se mai poartă straele, din păcate cei în vârstă vin la slujbe, tineri nu mai puțin, dar cei în vârstă vin la slujbe astfel înveșmântați. Dumnealui avea o vârstă venerabilă, nu știu, 90 ceva de ani, nu se de la nicio slujbă. Ne stăm și rugându-lor, dar ce vreau să spun? Am cunoscut ciobanul satului, care era unul nostru de ajutor de bază. Era vârjos, puternic și ne ajuta cu schelele, făcea cu trei cătăi. Ce este așa foarte frumoasă? Soția dânsului este reprezentată cu cercei, flori în păr, mare atenție pentru detalii și portretizarea. Îmi pare rău că am trecut prea repede, suntem presați de timp, dar doamnele sunt reprezentate, brăjdate, cu riduri. Un aspect, te rog să te întorci un pic, mă iertați, dar nu poți să trec peste, întoarce-te la reparații aici. Ce este interesant, că această pictură din mijloc, un personaj neidentificat, a fost făcută ulterior. Deci nu se încadrează în același stil, nici tehnic, din păcate, la momentul respectiv, nu am putut să fac cercetarea corespunzătoare cu analiză de pigmenți, dar, in situ analizând, face parte acea pictură dintr-o altă epocă. Deci, cu siguranță, acea îndepărtare de frescă s-a făcut mai târziu, s-a făcut cercetarea cu pricina, cum spune legenda Ighe Duca, și apoi s-a repictat. Sunt detalii pe care ar trebui să le căutați când intrați într-o biserică. Bun, elemente de stil, am să trec foarte repede. M-a impresionat în această biserică gama cromatică, are un verde absolut super. Prima mea tangență cu acest monument a fost destul de... m-a impresionat deoarece eu, formându-mă în zona Moldovei, cu anumită gamă cromatică, cu anumită structură și tipologia personajelor, ajungând la Ușani, am dat peste cu totul și cu totul altceva. Mai departe. De exemplu, acești sfinți militari, care sunt într-o plutire, dacă observați repetele anatomice, sunt deosebite. Iar până nu am mai întâlnit această tipologie de picioare pus, portrete foarte alungite, pe mai departe. Zugravii noștri oscilau, stăpâneau foarte bine tehnica și de aceea oscilau în folosirea tentelor saturate cu culoare pastă. În partea stângă s-ar fi observat unde se slăgea aceea cantitatea, stratul consistent de pigment. Spre deosebire de partea dreaptă, unde s-au folosit ladiuri. Se observă litera aceea unde era desemnarea maestrului șef care stabilea exact cromatica personajului, dar într-o echipă, mai ales că este o tehnică deosebită în care ai nevoie de virtuozitate și de viteză, ai nevoie să lucrezi cu cineva, cu ucenici. Și atunci, ca să se respecte lucratul pe ud, specificul acestei tehnici în frescă, zugravul principal a colaborat cu acești ucenici care îi dădeau fondurile și făceau alte elemente mai puțin importante. Ei, și atunci, ca să fie sigur că nu-i schimbă nimeni gama cromatică, făcea notițe pe veșminte. Deci ucenicul știa sigur că acolo trebuie să pună un roșu. Nu exista să pună verde, că se ducea. Mai departe. Câteva elemente pe care eu le urmăresc, nu mă pot abține de câte ori într-o biserică, caut astfel de elemente. În partea stângă
este o corectură pe care a făcut-o atunci pe loc, cu o lejeritate extraordinară, fără să fie stresat că în viitor cineva privat îl va comenta, critica. Vreau să vă spun că și eu cochetez cu pictura, sunt pe un teren alunecos, pentru că este complicat să fii științific, dar și creator în același timp. Totuși sunt restaurator. Și trebuie să mă apropii de final, aici vreau să ajung și cu asta închei. Este vorba despre o arsură de la Pantocrator sus de tot în tur. Și am stat și m-am gândit, ce s-a întâmplat aici? De ce este calcinat stratul de intonat? Și am avut așa un moment de inspirație și mi-am dat seama că s-a întâmplat un accident. La vremea respectivă se foloseau lumânări, nu aveau curentele, normal. Și un mănunchi de lumânări, probabil a fost poziționat mult prea aproape, a luat foc, s-a făcut o reparație, dar s-a lăsat așa. Deci acea reparație a trecut la un moment dat, dar zona interioară este calcinată. Deci ne avem acolo o secundă din viața de șantier, o secundă dintr-un accident petrecut de mult. Vă mulțumesc și îmi pare rău că nu am timp să vă expun cu cineva. De la Cașin și poarta și macheta gospodăriei, avem pentru domnia sa o diplomă și scrisoarea noastră de mulțumire, printre mulți au semnat în cartea de onoare, o mulțime de ambasadori, o mulțime de personalități importante, avem acolo niște copii pe cartea de onoare. Nu s-ar fi putut face lucrul acesta dacă... Ia să vedem de bine. Dacă domnul așa ne-a sprijinit de bine, încât anul ăsta n-am uitat. Și avem și pentru domnia sa diploma, frumos, și scrisoare. Trebuie să citim puțin de pe diplomă, fiindcă anul acesta, în încălzarea noastră de 80 de ani, a fost pusă sub un alt patronaj al președinției și al președintelui țării. Acum, ar trebui să ne mulțumim și celor care ne-au primit aici. Ne-au găzduit și ne-au menit, cu vese de fiecare dată, locuitorilor, ca să păstreze tot ceea ce este tradițional, să transmită mai departe și să facă cunoscut în întreaga lume ceea ce are acest minunat colț de rai. Nu ar vrea să mă laud de timpul mandatului meu, dar nu întâmplător. Artizanul acestor evenimente este domnul Tudose Constantin, care țin să-i mulțumesc din suflet pentru implicarea care o face pe această temă, fiindcă din 90 până, știu eu, în 2012, în Comuna Cașin, evenimente culturale, evenimente chiar și dansuri populare, nu s-au mai practicat, din păcate. Cu toate că ele trebuia să iei un avânt după evoluție, și că știți prea bine că în trecut aceste evenimente erau mai restricționate. Dar iată că se poate, cu multă muncă, cu multă implicare, cu o echipă în spate, se poate face lucruri frumoase. Alături de noi, la aceste evenimente, aceste manifestări, a stat aproape doamna viceprimar, doamna director a școlii Cașin, câțiva consilieri locali, din păcate, unii aud, le place, dar nu vor să se implice, fără implicare. Celor trei personaje din balada populară Miorița. Repet pentru cei care au mai auzit, dar o spun pentru cei care poate nu știu. Acolo se întâlnesc ținuturile Baciului Moldovean, cu minunata Valea Cașinului, ținutul Baciului Ungurean, cu poienile vestiților oieri din Brețcom și cu frământații munci munții ai Brancei, adică a Baciului Brâncean Brescu, evident reprezentând Baciul Ungurean în balada la care facem noi referință. Am mers până acolo, anul trecut cineva a fost o sincopă și domnul... Incompetenți și mai ales irresponsabili au adus în discuția curentă pe care alții, fie ei, orice origine, au transformat spațiul mioritic, întâmplările mioritice, în ceva ce la Iași,
comemorând cultura cucuteni de 5.000 de ani. Este ceva mai veche, dar 5.000 de ani, cucuteni 5.000. A avut un ecou extraordinar această conferință, astfel că în anul următor s-a hotărât cucuteni 5.000 Redivivus. Dintre organizatori, inițiatorii acestui simpozion s-a aflat și pe lângă domnul profesor Olin Cantemir de la Universitatea Tehnică din Iași și profesorul Valeriu Durgheru de la Universitatea Tehnică din Chișinău, dar mai ales profesorul universitar, doctor inginer habilitat Valeriu Dorogan, prorectorul Universității Tehnice a Moldova, pe care, a Moldovei, pe care vă rog să-l aprobați. Domnul profesor. El, o să vă dăm mai încolo. El conduce o delegație foarte valoroasă și are acolo colegi, profesori, director de bibliotecă, etc. și pe care îi veți cunoaște. Dar... și am rugări și am ajuns aici la noi, se spune, discutam mai înainte despre Miorița, despre nunta Mioriței, la noi se spune la nuntă împrumutul ca mâine. Adică noi venim astăzi la voi și apoi și voi veți fi chemați să veniți la rândul vostru cu mare bucurie la noi. Și până la voi, ca de aici și până la lună, ca să pezi și pică plă, ca să nu fim împreună. Pe râul din grădina, parcă ar trece un război care nu se mai termina. Soarele de putresare, pe râul ca o mare, dintr-o țară trei fragmente, parcă ar fi trei continente. Iar la prut, pe partea stângă, într-un zid lung, nici o ușă, și nicoare stă să plângă, Dumnezeu prin sâncă dușă. De la noi și până la voi, ca de aici și până la lună, ca să vezi și plină plă, ca să nu fim împreună. De la voi și până la noi, pe râul din grădina, parcă ar trece un război care nu se mai termina. Trece un râu spre nicăiri, parcă-i drum de răstigniri, fratele și întreabă sora, dar la tine câte ora? Eu moșie, patru sate, cel unii de lacrimut, dar te știu, te simt, te aud, ești în inima mea, frate. De la noi și până la voi, o bazma, dintr-o singură culoare, da, de aia imprimată. Mai multă neagră. Așa că da. De la multă nu mai cu neagră, mai sobră. De la turci. Mai mult, nu era turci. Nu era. Nu, nu. Și în picioare? Da. În picioare și eu am purtat-o pinci. Se purtau o pinci. Se purtau o pinci. A fost cineva aici în țară care făcea papuci, pentru că femeile în vârstă, fiindcă le se umflau picioarele, nu mai umblau nici cu ghete, nici cu nimic. Aveau niște papuci foarte frumoși, de aia cu cuie bătute pe margine și cu sus. N-am. Era cozac care făcea, are omul meu, cizme, bilger. Așa? Le-am și așa. Le păstrase, nu le aruncat? Păi nu le aruncat, le mai trezea, le unge. Dar nu le ia, nu vrea. Thank you.
la voi. Mai ai lucina? Le-am făcut tot. Mai ai, da? Le-am făcut două. Am făcut și când au trecut și căruțele cu pozitiv. Vistierul bunătăților și dătătorilor de viață, vino și te strășluiește într-un noi și ne curățește cu noi de toată înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iată și părătirile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Hai cu toată lumea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, Asta este împărăția, puterea și slava. Păi uite așa, măi cărăuș, ai trecut de mugioruș. Hai, Andrei. Și de acolo la vârlan, că ei nu mai stau dintr-op măi. Și de acolo la vârlan, că ei nu mai stau dintr-op măi. Nu se opresc atunci, măi, căci în sat e casă grea și este îngrijata, măi. Păi vântul bate și răzbate și nu poartă dragă bate. Să deschidă floarele, să intre căruțele, măi. Să deschidă floarele, să intre căruțele, măi. Cu marfă în covintir și cu banii la chimir, măi. Dă-ți-mi ardă copii, frate, și nevasta ia. Dar tot ea nu te lasă. Nu mai sta mai cărăuș și pleacă pe drum acuși, măi. Nu mai sta mai cărăuș și pleacă pe drum acuși, măi. Înjugă vite-n proțap și pleacă pe drum cu drag, măi. Pe drumul cel lung și greu pe care îl faci mereu, măi. Spre folosul satului și al sufletelului, măi. Am văzut căruțele cu câte doi cai putere fiecare. Nici nu știu ce marcă au. Mercedes, Fiat, de des au mers des și ne-au încântat cu felul în care au prezentat una din cele mai vechi tradiții din spațiul românesc, cea a cărăușiei. Cărăușii au dus noul, au dus progresul dintr-un loc în altul,
au adus bunăstare așezărilor lor. Au făcut schimburi între acestea. Eu vin de pe un drum frumos, de pe care cei din Dragoslavele au venit spre dumneavoastră. Și rucărenii au făcut-o la fel. Eu vin din Bran, aproape la un pas de Dragoslavele. Îmi face mare plăcere să văd în satul dumneavoastră această animație culturală, această dragoste pentru ceea ce ați moștenit de la cei de dinainte. Domnul Tudose este un spiritul rector, așa se spune în limbajul academic. A reușit astăzi să ne arate o parte din sat. Eu cred că ulița pe care am văzut-o este o uliță de mare reprezentare pentru dumneavoastră. Năzuiesc că în sat mai sunt și alte ulițe, așa și de la, cu oamenii care își îngrijesc ceea ce au moștenit de la cei de dinainte. Ulițe cu personalitate, cu port și cu porți speciale. Cu oameni deschiși, cu ospitalitate care ne-a dat multora dintre noi lacrimi și ne-a dat în același timp impol să-i susținem modelul și la alții. Avea un patrimoniu de la cei de dinainte înseamnă să-l păstrăm. Să-l păstrăm cu sfințenie. Am văzut într-una din case un adevărat muzeu. Satul nu are încă un muzeu. Nădăjduiesc că va avea în curând un muzeu, domnule primar. Satul acesta merită să stea între cele mai fruntașe sate din România și să fie cunoscut astfel. Vă doresc din tot sufletul, eu și cei care ne-am împărtășit din cele pe care dumneavoastră ne le-ați oferit astăzi și ieri, primăriei celor care o conduc și o reprezintă și mai ales dumneavoastră care o însuflețiți această comunitate, vă doresc mult bine, sănătate și noroc. Dată când trecem acest pârâu, noi sorbim un gur, o gură de apă. Ca ea, asta apă să fie mai puțin. Suntem și noi cărăuși, am spus. Dar, vreau să accentuez un singur lucru, ca să nu vă rețin mult. Ceea ce faceți dumneavoastră aici la Cașin nu e bine. Chiar nici nu e foarte bine. Este ceva sacru. Nimic mai sacru decât cultura, memoria unui neam. Vă mulțumesc! Simțuri în cuget și în spirit. Vă mulțumim frumos și să facem o horă mare. A tuturor, domnul Creanu, vă rog frumos!